Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Cristina Crișan, bine v-am găsit la știri. Klaus Iohannis preferă să nu răspundă foarte dur la recentele atacuri lansate la adresa sa de către ministrul delegat pentru energie Constantin Niță. Edilul s-a rezumat în a spune că Sibiul are ce arăta și de aceea nu e nevoie de alte replici. Cât privește regionalizarea, prin vicepreședintele PNL, crede că se va face în două etape. Cel mai probabil, regiunile vor fi conduse prin rotație. Recent, Constantin Niță a spus că desemnarea Sibiului drept capitală europeană a fost o întâmplare și că orașul nostru nu se poate compara niciodată cu Brașovul, o declarație pe care Klaus Iohannis a declarat-o drept hilară. Dacă atât a înțeles, atât a înțeles, ce să comentez. Este hilară declarația. E interesant dacă tot mai mulți domni din tot mai multe locuri au impresia că trebuie să facă declarații despre Sibiu. Până la urmă nu e un lucru rău. Noi știm cum stau treburile în Sibiu și alții știu. Nu trebuie să ne ascundem, nici nu trebuie să dăm replici foarte multe. Realitatea vorbește prin evidență. În timp ce se agită apele, politicienii încearcă să stabilească un calendar după care ar urma să fie făcută regionalizarea. Dacă se va face o regionalizare, atunci ea poate fi făcută numai în două etape, mai repede în niciun caz. Deci una parțială și pe urmă una definitivă. Este exclus ca într-un an de zile să se finalizeze întreaga legislație pentru o regionalizare bună. Ar fi bine să se termine până la sfârșitul verii, ca să avem totuși o agendă realistă, să includem regionalizarea în modificarea Constituției și eventual să înființăm regiunile chiar într-o formă primară, simplă, până la 1 ianuarie 2014. Asta ar fi varianta optimală. Noi de la PNL am propus ca în prima etapă, când regiunile se definesc într-o formă primară, acestea să fie conduse prin rotație.